Criminalitatea statală românească este dincolo de tot ce imaginează oricine, să știți. Nimeni nu poate imagina cât de criminal a ajuns să fie acest stat, statul român, de 70 de ani. E un stat criminal. E un stat de esență criminală. De aceea nu trebuie să vă mire legile pe care le dă. Ele nu funcționează de partea legii sau Constituției, ci funcționează de partea criminalității. În mod constant, România a fost pusă să condamne pe fasciști, pe naziști și așa mai departe. Acestea au deschis temnițele, acestea au deschis procesul. Aliații sunt implicați. Sunt implicați în startul, comisia aliată de control, acel unui contenit, pedepsiri, pedepsiri. Ori din moment ce tu ai lansat întregul acest proces, mai crede cineva că urmașii acestor aliați din exterior, a complicilor, ar dori vreodată ca noi să stabilim adevărul în acest dosar? Mai crede cineva că un institut de cercetări sau niște cercetători care se subordonează tocmai forțelor complice ar dori vreodată? Putem să fim înfrânți, dar nu putem termina ca dobitoci. Toate aceste elemente ne arată că din exteriorul României au fost mai curând complicități și, după părerea mea, agățarea cercetătorilor de speranța că de afară s-ar vori vreodată judecă, e o naivitate, ca să nu mai vorbim de un aspect cel mai delicat. Acum, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că domnul Gheorghe Jiji, s-a întâmplat că domnul Gheorghe Jiji cu colegii lui au depus plângere la Înalta Curte de Casație și Justiție, așa cum cere legea. Și după ce au fost malversați de Înalta Curte de Casație, care de fapt e cel mai înalt for a justiției criminale din România, după ce s-a întâmplat treaba asta, dumneavoastră s-au dus la CEDO. Cine credeți că a fost pus la CEDO să le judece dosarul? Un an și jumătate au trimis la CEDO dosare cu morți, cu... Cine credeți că a fost pus? O doamnă care fusese avocată a evreilor în Holocaust. Aceasta, doamnă Coșca și nu mai știu cum, este singurul judecător care l-a spus n-a fost niciun genocid. Când am venit în luna, am venit să mărturisesc asta, e important, pentru că eu l-am găsit pe domnul Jiji și Iulian în ziua în care au primit sentința de la CEDO. Într-o lună jumătate au murit. Au murit de supărare. Au așteptat până la 95 de ani și la 95 de ani le-a tras și CEDO o palmă că poate fusese un mic lucru care nu le venea să creadă. Unde-i sprijinul genocidului comunist? Și afară, domnilor. Evident. Pe mine m-a interesat foarte tare dimensiunea juridică a acestei chestiuni. M-a interesat foarte tare modul în care a fost folosit statul într-o distrugere a cetățenilor prânși sub el. M-a pasionat această cercetare a modului în care statul, care se presupune a fi un instrument într-un beneficiu societății, odată uzurpat, poate fi folosit de puteri criminale într-un mod aproape irezistibil. Aceasta a fost tema centrală a studiului meu, să văd până unde poate merge destructivitatea, nocivitatea și criminalitatea statală. Odată ce statul, repet, e uzurpat, statul e un instrument, nu facem un animism, dar odată ce este acaparat, se pare, după cercetările mele, că poate produce distrugeri la o scară la care nu se poate atinge fără un astfel de instrument. Și în mod deosebit din stat m-a interesat aparatul justiției, care s-a dovedit în acest dosar la care ne referim, uitați-vă până azi, colegii ca cea pe care ați comentat-o, consecvent criminal. Justiția este criminală, judecătorii din România trebuiau judecați, cercetătorii, procurori din România trebuiau de mult cercetați. Justiția este criminală numai că s-a dotat cu teoria statului și dreptului, lucru care m-a pasionat în mod deosebit, care escamotează însăși posibilitatea ca aparatul justițiar să devină cu totul altceva decât pretinde a fi. Dintr-un aparat anticorpic să devină un aparat letal. Preocuparea mea este să ne ocupăm, dincolo, desigur, de eventuala încercare de a mai pedepsi dintre autorii genocidului comunist, mă preocupă să-i pedepsim pe cei care au blocat acest proces în ultimii 25 de ani. Sunt mai tinerei. S-ar putea, dacă am vrea. Nu ne concentrăm pe acest aspect. Ne-au prelungit, au lungit, au rezistat până au murit călăii și majoritatea victimelor, nesesizând un aspect, că această complicitate pe care au avut-o în ascunderea genocidului comunist îi aruncă direct în inculpabilitate. Pe domnii aceștia, care timp de 25 de ani au făcut demersuri care pot fi demonstrate, care pot fi urmărite, care pot fi analizate juridic, deblocarea procesului genocidului comunist. Conform codului penal, aceste demersuri intră și ele în niște puncte de cod, care nu s-au prescris deloc.
Nu s-a prescris deloc crima lui Ion Iliescu, crima lui Petre Roman și alții care sunt implicați de 25 de ani în acoperirea unui genocid și în protejarea autorilor lui. Deci, acesta pentru mine a fost un punct foarte important și de aceea, în evoluția lucrurilor, aș vrea să vă spun că teoriile cum că ar fi funcționat prescripția, cum crimele s-ar fi prescris, sunt absolut praf în ochi. Pentru că